Gorjenii nu sunt interesați de ofertele de vacanță pentru Paște. Litoralul este una dintre ofertele pe care agențiile de turism le promovează în această perioadă, însă nimeni nu a optat pentru o excursie pe litoral în România sau în afară. Motivul? Nu sunt bani. Și la ora actuală cu banii ăștia, de unde te mai duci? Pe toate părțile. Acasă. Nu sunt bani pentru vacanțe. Nu mai sunt bani, s-au terminat. I-a luat Boc și cu Băsescu. Da. Paște, ce o să faceți? Ce să facem? Facem Paștele acasă. Cu familia? Cu familia, da. Nu mai sunt bani. Nu. Cu familia. Și în agenții suflă vântul, deși au oferte cu nemiluita, niciun bilet pentru vacanța de Paște nu a fost cumpărat până acum. Oamenii au venit, s-au interesat și au făcut cale întoarsă. Sunt lucrate foarte multe programe pentru sărbătorile pascale, numai că turiștii doar întreabă, nu avem vânzări concrete spre dezamăgirea noastră, pentru că am muncit programe și nu se vând. Știm și noi din ce cauză. Există însă înscrieri timpurii prin care gorjenii au ocazia să meargă la vară într-o vacanță beneficiind de o reducere de 20%. Se caută și am și vândut Litoralul pentru toți. Prima promoție de deschidere a pachetelor estivale. Cu 189 de euro, un turist poate să stea 6 nopți de cazare cu 7 zile la malul Mării Negre. Cele mai multe oferte sunt pe litoral, atât în străinătate cât și în țară, însă toate sunt ignorate de gorjeni, aceștia având pentru moment alte priorități.